Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, am un adânc sentiment de bucurie și de siguranță, dat fiind faptul că, pe lângă prezența lui Dumnezeu, care din abundență o simțim între noi, sunt înconjurat de oameni atât de minunați. Văd în fiecare dintre dumneavoastră care slujiți o adâncă responsabilitate pentru ce faceți. Văd în predicatorii care se străduiesc să predice cât mai bine și cu cât mai mult patos. Văd în formații, în cântăreți, în dirijori, responsabilitate pentru lucrul lor, în soliști. Vreau să știți că vă respect pentru ceea ce faceți și vă mulțumesc din tot sufletul. Știu că Dumnezeu este foarte onorat de slujirea voastră, de slujirea noastră. Și vreau să ne bucurăm împreună pentru că Dumnezeu ne-a așezat la oaltă să-i dăm onoare și glorie și să creăm un sistem de educație pentru noi și copiii noștri și pentru toți cei care vin să se închine la Biserica Betania. Lucrul acesta ne dă satisfacție, dar ne face și responsabil pentru noile provocări care sunt în clipele următoare. Încă o dată permiteți-mi, vă rog, să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă spun din nou bine ați venit la Betania. Apreciez faptul că între multe alegeri pe care le-ați avut în față, ați ales să veniți și să vă închinați cu noi. Dumnezeu să răspundă așteptărilor cu care ați ajuns aici, să răspundă întrebărilor dumneavoastră, să-și manifeste mila în care împreună sperăm și să vă ierte, să vă vindece, să vă ridice și să vă încurajeze. Iar problemele pe care le purtați în suflet și nimeni nu le poate rezolva, mâna bună și perforată a lui Iisus să vă atingă și să vă binecuvinteze. În seara aceasta suntem la un nou început. La un nou început dat fiind faptul că, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, am hotărât să avem 10 seri, 10 întâlniri, în care să parcurgem ciclul de lecții numit Darurile Duhului Sfânt. Aceasta este lecția numărul 1, care este o lecție de introducere și care are menirea să ne provoace și să ne pună în fața acestui subiect solemn, darurile Duhului Sfânt. Aduceți-vă, vă rog, aminte că cu mai mult timp în urmă am prezentat despre lucrarea interioară și lucrarea exterioară. Și am arătat că lucrarea interioară este făcută de Duhul lui Dumnezeu în interiorul omului și ea presupune pocăința ca o reacție a omului la informația Scripturilor. Ea presupune nașterea din nou, sfințirea și umplerea cu Duhul Sfânt care face trecerea de la lucrarea interioară la lucrarea exterioară. În această seară am ajuns la lucrarea exterioară, adică la manifestarea darurilor Duhului Sfânt, care presupun o mare parte din lucrarea exterioară, adică Duhul Sfânt lucrează în exteriorul omului folosindu-l pe acesta după ce mai întâi l-a schimbat în interior. Manifestarea Duhului Sfânt prin și în exteriorul credinciosului presupune lucrarea spirituală din biserică. Lucrarea Duhului Sfânt în biserică are următoarele caracteristici, deci caracteristicile bisericii. Prima caracteristică a bisericii este puterea. A doua este autoritatea și a treia este caracterul. Prima este puterea, a doua este autoritatea și a treia este caracterul. Ciclul de lecții 10 la număr vor avea legătură cu puterea, adică puterea prin manifestarea darurilor spirituale. Puterea care se manifestă în biserică nu se manifestă prin inteligența oamenilor, începând cu păstorul și terminând cu oricare altă categorie de slujbă. Și puterea care se manifestă în biserică, atinge oamenii, schimbă oamenii, vindecă oamenii, se manifestă prin
darurile Duhului Sfânt. De aceea, ciclul de lecții pe care îl începem în această seară are legătură cu prima caracteristică a bisericii, adică cu caracteristica de putere. Puterea aceasta care se manifestă prin darurile Duhului Sfânt. Puterea aceasta caracterizează biserica. Biserica fără puterea manifestată nu este putere, nu este biserică, este o instituție religioasă. Ceea ce face diferența între instituție religioasă și Biserica lui Iisus Hristos este, printre altele, tocmai prezența și manifestarea acestei puteri care se face, se întâmplă prin darurile Duhului Sfânt, pe care Duhul Sfânt le folosește prin oameni după cum voiește El. Deci, puterea aceasta caracterizează biserica și mărturisește despre puterea lui Dumnezeu care este manifestată prin daruri. Primul lucru pe care vreau să-l observăm în această seară este lucrarea darurilor spirituale. Haideți să observăm cum lucrează darurile spirituale. Care este lucrarea darurilor spirituale? În primul rând, frați și surori, vreau să observăm că darurile Duhului Sfânt sau daruri spirituale, darurile Spiritului Sfânt, darurile spirituale. Când spun darurile spirituale, mă refer la darurile Duhului Sfânt. Darurile spirituale, în primul rând, sunt multiple, adică sunt foarte multe la număr. Priviți, vă rog, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Duhul este acela care manifestă daruri prin oameni deja născuți din nou, pe care îi folosește Dumnezeu ca pe instrumente să-și împlinească interesele. Al doilea lucru, nu numai că darurile sunt multiple, dar darurile sunt împărțite diferit. Priviți, vă rog, același capitol 1 Corinteni, capitolul 12, dar de data aceasta versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum dorește, diferit. Mie îmi dă un dar. Dar dumneavoastră la toți nu vă dă același dar, că nu am fi în biserică numai păstori și numai predicatori. Unuia îi dă darul să predice, unuia îi dă darul să primească revelații prin vedenie, prin vis, prin descoperire dumnezeiască, adică prorocie, sau prin limbi și tălmăcire, altuia îi dă darul să facă minuni sau să deosebească duhurile sau să aibă un cuvânt despre înțelepciune, despre cunoștință sau puterea credinței sau puterea vindecărilor. Sunt foarte multe daruri și pentru că biserica este comparată cu un trup uman, iar trupul uman este format în parte din mădulare, fiecare mădular are un anumit specific de activitate. Ochiul vede, urechea aude, eu predic, dumneata cânți, altul stă la ușă, unul numără banii, unul face milostenie, unul manifestă ospitalitate. Duhul Sfânt are multe daruri și le împarte diferit. Să nu aștept să ai darul meu, precum eu nu mă aștept să am darul dumitale. Fiecare trebuie să aibă darul lui. Este diferit de la o persoană la alta. În al treilea rând, frați și surori, darurile sunt date fiecăruia. 1 Corinteni 12 cu 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. La fiecare dintre noi, la fiecare om pocăit, la fiecare om născut din nou, la fiecare om îndreptățit, sfințit și implicat în procesul de sfințire și la fiecare om care l-a primit din abundență, în plinătate pe Duhul Sfânt. La fiecare trebuie să se manifeste prin dumneata, fată sau băiat, tânăr sau bătrân, o manifestare a Duhului. Duhul vrea să lucreze în lumea aceasta și lucrează prin oameni. Unul sunt eu, altul ești dumneata. Prin fiecare vrea Duhul Sfânt să se manifeste și fiecăruia vrea Duhul să-i dea o arătare a Duhului, o manifestare de putere. Prin mine se manifestă un fel de putere, prin dumneata se manifestă alt fel de putere și prin fiecare dintre noi se manifestă puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează în lume, dar nu lucrează cu putere omenească, ci lucrează cu puterea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Prin oameni vindecă Dumnezeu.
De cele mai multe ori, prin oameni ridică Dumnezeu, prin oameni învață Dumnezeu, prin oameni mângâie Dumnezeu, prin oameni lucrează Dumnezeu, prin oameni, dar oamenii aceștia suntem noi, fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, fiecare dintre noi suntem chemați să devenim parte a Bisericii lui Dumnezeu, mădular, instrument în care se așează puterea lui Dumnezeu și mai apoi se manifestă pe fondul unei vieți de sfințenie, de modestie, de echilibru, de neprihănire, de omenie absolută și demnă. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, o arătare care este multiplă și o arătare care se manifestă diferit. În al patrulea rând, frați și surori, la capitolul lucrarea darurilor, în al patrulea rând, frați și surori, darurile se completează reciproc, adică un dar îl completează pe celălalt. Dacă în biserica aceasta n-ar mai fi niciun păstor și niciun predicator și aș fi doar eu, atunci numai stilul meu de a predica nu ar fi suficient. Chiar dacă este cel mai bun, chiar dacă este bun, chiar dacă este cel mai slab. Dar există o diversitate de stiluri. Vine fratele Luca, are un alt stil, vine fratele Cladovan, are un alt stil, vine fratele... Și ne susținem unul pe altul, nu numai că predicatorii se susțin în stilul lor, dar prorocul susține pe predicator și face ceea ce nu poate să facă predicatorul. Cel care are darul deosebirii duhurilor vine și îmi spune, frate păstor, uite, acolo este o problemă, Domnul îmi descopere că acolo este o problemă. Și eu care nu am darul acesta, că niciun om nu are toate darurile, dintr-o dată devin informat în mod supranatural de o problemă ascunsă a diavolului. Iată dar cum se completează darurile unul pe altul. Dacă tot trupul ar fi numai mână și aș avea 10 mâini sau 20 și n-aș avea niciun ochi, cu mâna nu pot să văd. Dacă tot trupul ar fi numai ochi, nu aș putea să mănânc cu ochiul, dar am și ochi, am și mâini, am și picioare și ochiul completează mâna, dar mâna completează piciorul, inima completează ficatul și ficatul completează splina și așa mai departe. Se completează unul pe altul, se susține unul pe altul, se ajută unul pe altul. Este foarte important să vedem că darurile se completează unul pe altul. Nu-i suficient să avem un păstor bun, cel mai bun păstor din America. Nu-i suficient. La capitolul păstor e suficient, dar nu doar păstor trebuie să aibă biserica. Nu-i suficient să avem un singur proroc, cel mai bun din America. Nu-i suficient să avem un singur dirijor, cel mai bun din America. Nu-i suficient să avem un singur orice altceva. Nu-i suficient. Pentru că darurile se completează unul pe altul și toate darurile împreună formează un trup armonios care are și mână, și picior, și ochi, și ureche. Darurile se completează. Dumneata trebuie să mă completezi pe mine. Nu te aștepta să fiu eu Dumnezeu, eu sunt doar păstor. Noi trebuie să ne completăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne punem unii sub povara celorlalți. Așa ne îndeamnă Duhul să facem. Amin, frați și surori. În al cincilea rând, darurile promovează unitatea. Darurile promovează unitatea. Observați, vă rog, 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 20 și 25. Este adevărat, fapt este că sunt mai multe mădulare, dar este un singur trup. Pentru că să nu mai fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească împreună, unele de altele, există unitate. Este adevărat că mâna este diferită de ochi, dar pentru că este în același trup, trăiește în unitate. Dacă nu ești predicator și ești din grupul cântăreților, asta nu înseamnă că trebuie cântăreții să nu aibă legătură frățească cu predicatorii. Iar dacă vreodată este o discuție între cântăreți și predicator, nu trebuie neapărat să ții cu cântăreții doar pentru că ești din tagma lor. Asta nu este cinste și omenie și nu-i călăuzire. Noi toți suntem în același trup, indiferent că suntem din tagma comitetului, indiferent că suntem din tagma păstorilor, din tagma predicatorilor, din tagma cântăreților, din tagma coriștilor. Noi nu avem grupulețe în biserică, noi nu suntem pe tagme.
trupul meu nu are tagma mâinilor, tagma ochilor și există un singur trup. Și orice mădular este în unitate cu celelalte, iar capul le controlează pe toate. Ori capul este Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Aceasta este lucrarea darurilor în biserică. Dar ce lucrare este aceea când se ridică un dar împotriva altor daruri? Se ridică mâna mea și începe să lovească ochiul până îl face așa umflat și vânăt. În al șaselea rând, frați și surori, darurile în lucrarea lor în biserică slujesc bisericii. Efeseni 4, 11 la 13. El a dat pe unii apostoli. Ca să fii apostol trebuie să ai anumite daruri. El a dat pe alții proroci. Ca să fii proroc trebuie să ai printre altele darul prorociei, dar nu numai darul prorociei. Pentru că slujba de proroc este mai mult decât darul de proroc. Între darul de proroc și slujba de proroc este diferență. Slujba de proroc presupune manifestarea mai multor daruri. Darul de proroc presupune doar manifestarea darului prorociei. Pe alții evangheliști trebuie să ai darul vorbirii. Nu poți să fii evanghelist dacă nu ai darul vorbirii. Pe alții păstori și învățători. Nu poți să fii învățător dacă nu ai darul învățării. Este un dar pe care ți-l dă Duhul. Iar dacă nu ți-l dă, nu poți fi. Dar aceste daruri sunt date pentru desăvârșirea sfinților. Desăvârșirea dumneavoastră depinde în mare măsură de categoriile acestea de daruri menționate mai devreme de la Efeseni 4. De aceea este important ce calitate spirituală au oamenii aceștia, ce mărturie spirituală și ce putere manifestă în slujirea lor. O putere dumnezeiască, o putere constructivă, o putere pentru unitate, o putere care vă cheamă să fiți alături de ei și să mergeți împreună spre părăția lui Dumnezeu. Sau o astfel de mărturie care descurajează în loc să încurajeze. Darurile acestea au fost date pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, până când noi toți vom ajunge la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Sau până când noi toți vom ajunge la starea de om mare din punct de vedere spiritual, la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. Darurile acestea sunt date pentru ca biserica să se formeze. Ce-ar face biserica fără păstor? Ce-ar face biserica fără învățător? Ce-ar face biserica fără proroc? Ce-ar face biserica fără comitet? Ce-ar face biserica fără cârmuitor? Ar fi o grupare de oameni dezordonată unde fiecare face ce vrea, vine când vrea, pleacă când vrea și nu există nicio rânduială. Nu există nicio ordine, nu există nimeni care să spună acum toată lumea stă și acum toată lumea se ridică, acum toată lumea pleacă și acum toată lumea vine. Este nevoie de cineva, e nevoie de o gură care să spună așa și așa. Asta slujește bisericii. Gura, urechea, ochiul, piciorul, mâna, toate aceste daruri sunt în unitate. Ele sunt diverse, sunt multe, dar slujesc pentru onoarea lui Dumnezeu și la direcțiile capului, iar direcțiile capului sunt în Scripturi. În al șaptelea rând, frați și surori, darurile le avem întotdeauna pentru alții, niciodată pentru noi. Dacă eu am darul de predicator, eu nu-mi predic mie. Dacă eu am darul prorociei, eu nu-mi prorocesc mie. Dacă eu am darul descoperirii, a manifestării vorbirii de înțelepciune, sau de cunoștință, sau unul dintre multele daruri, nu le am pentru mine. Pentru că Biblia spune la 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni ispravnici ai lui Iisus. Ispravnic înseamnă administrator, om care administrează. Adică Dumnezeu l-a făcut responsabil peste un anumit domeniu de slujire din compania lui, numită biserica. Și el administrează domeniul acela. Și Biblia spune, voi care sunteți administratori puși de Dumnezeu într-un anumit domeniu de activitate al împărăției lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, nu în puterea orgoliilor și a ambițiilor omenești. Eu nu vă pot sluji dacă în domeniul în care vreau să slujesc nu am un dar. Eu nu pot predica dacă nu am darul să predic. Pot încerca
și vă pot plictisi. Și pot să vorbesc aici și când termin să vă întrebați, dar omul ăsta ce a vrut să spună? Că a vorbit, dar n-a spus nimic. Poți să vorbești fără să spui nimic. A vorbi nu înseamnă neapărat că spui ceva. Să vorbim, ne pricepem toți. Să spunem lucruri din partea lui Dumnezeu în mod inteligibil, însoțite de autoritate. O învățătură clară, o învățătură care luminează, deschide orizontul, care încurajează, care descoperă păcatul, care dă direcție, care educă, care disciplinează. Lucrul acesta nu se poate face decât ca o consecință a primirii darului. Pentru că inteligența umană nu poate să înlocuiască puterea lui Dumnezeu. Este nevoie de un dar. Și dacă observăm că darul l-a așezat Dumnezeu în fratele acela, îi spunem, frate, vino aici, poftește la microfon și spune-ne ce ți-a zis Dumnezeu să spui. Acest loc este locul oamenilor cu darul de a predica. Lada aceasta este locul oamenilor cu darul de a dirija, de a compune, de a conduce un grup de fanfariști. La fel, lada aceea și cealaltă. Microfonul acesta este locul unui om care are darul de a cânta. Orga aceea și celelalte instrumente sunt locuri unde trebuie să se manifeste un dar specific. Imaginați-vă câtă pagubă este când la un astfel de loc se duce un om din îndrăzneala și tupeul lui fără să aibă darul să fie acolo, doar pentru că vrea să se afișeze. Imaginați-vă cât pierde Dumnezeu, imaginați-vă cât de întristat e poporul și imaginați-vă ce judecată aspră va veni peste omul acela, că s-a dus în obrăsnicia lui să facă un lucru pentru care Dumnezeu nu i-a dat darul să facă. Frați și surori, fiecare trebuie să facem ceva, dar nu orice. Fiecare trebuie să facem ceva, însă ce ne-a dat Dumnezeu să facem, ce mi-a dat mie, ce ți-a dat dumitale. Oricum, ce ne dă Dumnezeu este spre folosul altora. Darul pe care Dumnezeu mi l-a dat mie, îl folosesc să vă slujesc dumneavoastră prin învățătură, prin păstorire și grijă de suflete. Numărul 8, a opta lucrare a darurilor, darurile răspund nevoilor oamenilor care sunt lângă noi. 1 Corinteni 12:7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Atunci când eu slujesc, trebuie să folosească cuiva. Frați și surori, este greșit să credem că noi trebuie să slujim așa de dragul de a sluji. Nu! Orice lucru care se întâmplă aici trebuie să slujească cuiva, nu să umple timpul. Orice se face, că se cântă, că se predică, că se recită, orice se face, trebuie să folosească unui om care are nevoia aceea. Și slujirea din casa lui Dumnezeu trebuie să răspundă nevoilor. Frați și surori, dacă este nevoie de învățătură, nu o facem cântând. Iar dacă este nevoie de bucurie și de sărbătoare și de închinare, nu o facem predicând. Fiecare nevoie este împlinită într-un anumit fel. Spre exemplu, dacă mie mi-e foame, nu beau apă. Și dacă mie mi-e sete, nu mănânc. Și dacă mie mi-e somn, nu mă duc la lucru. Și dacă eu am nevoie de bani, nu mă culc. Fiecare nevoie se împlinește într-un anumit fel. Ori așa cum sunt nevoi omenești, tot la fel sunt nevoi spirituale. Aceste nevoi spirituale trebuie văzute, trebuie observate, trebuie puse pe o listă. Și cu o minte luminată de Duhul Sfânt, felul în care se desfășoară slujba nu trebuie să fie neapărat cum a fost și nici cum îți place dumitale sau mie, ci trebuie făcut în așa fel încât să răspundă nevoilor. Care sunt nevoile? Cine este responsabil de aceste nevoi? Probabil că acestea sunt întrebări incomode. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea darurilor Duhului Sfânt, este faptul că darurile acestea sunt date de Duhul Sfânt oamenilor pentru a fi folosite. 1 Timotei 4:14. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de ceata prezbiterilor. Ascultă-mă, omule, nu fi nepăsător. Darul care ți s-a dat, ți s-a dat ca să-l folosești. Nu te lăsa oprit de oameni sau de diavolul.
El vine și încearcă să te descurajeze, încearcă să te enerveze, încearcă să te conducă la disperare când o să spui: m-am săturat, e prea greu, e prea multă suferință, prea mulți oameni vin și se iau de mine, prea mulți oameni au altă opinie, prea mulți oameni vin și îmi spun cum să fac. Frați și surori care ați primit daruri și fiecare a primit, descoperiți-vă darul și atunci când știți care vă este darul, nu vă opriți, pentru că atunci când Dumnezeu v-a dat darul, nu vi l-a dat ca să vă împroprietărească, ci vi l-a dat ca să-l puneți în practică. Puneți-l în practică într-o viață de sfințenie. Puneți-l în practică cu responsabilitate și cu teamă sfântă. Puneți-l în practică cu rugăciune și cu post. Puneți-l în practică în unitate cu celelalte daruri, nu împotriva lor, că aia nu-i treabă. Dar dacă Dumnezeu v-a dat daruri, nu le ascundeți, nu fiți nepăsători, pentru că într-o zi stăpânul o să vă întrebe: ce ai făcut cu darul pe care ți l-am dat? L-am ascuns în pământ, Doamne, n-ai făcut bine, acum am să te pedepsesc, aruncați-l afară. Ți-a dat Dumnezeu darul să cânți, cântă. Vino de vreme la biserică. Aranjează-ți chitara și alt instrument cu care cânți, fii punctual, pentru că dacă vii la o oră după ce a început programul, n-o să mai primească oamenii aceștia cântarea dumitale. Atunci când ești doar cântăreț în lume, caracterul nu e important, dar atunci când ești cântăreț sau vorbitor sau ușier sau altceva în biserică, dintr-o dată caracterul devine parte din slujbă. Singura slujbă de pe fața pământului unde caracterul este important este slujba din biserică. Dacă ești un muzicant în lume, nu interesează cei cărora le cânți, dacă ai o nevastă sau mai multe, dar dacă ești cântăreț în biserică, viața de familie hotărăște succesul slujbei pe care îl faci. Dacă ești vorbitor în lume și ești politician sau orator, nu interesează pe nimeni de viața personală, nu interesează pe nimeni de felul în care minți sau nu, te compromiți sau nu, dar când ești vorbitor în biserică, evanghelist, învățător, păstor, dintr-o dată viața morală, punctualitatea, omenia, ceea ce spui să te lupți să faci, să fii un om transparent și sincer, toate acestea devin parte a slujbei. În biserică nu numai partea tehnică a slujbei este importantă ca în lume. În lume partea tehnică este importantă. Dacă te descurci tehnic să cânți sau să vorbești, e destul. Dar în biserică nu-i suficient, nu-i suficientă tehnica. Tehnica trebuie asociată cu neprihănirea. Ori dacă neprihănirea nu există, tehnica este insuficientă. Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit de oameni care în mod profesionist sunt compromiși. Darurile sunt destinate pentru a fi folosite. Dacă ești în această seară aici, dacă știi că ai un dar și dacă de o vreme bună nu-l mai folosești, pentru că te-ai supărat pe cineva, pentru că ești nemulțumit pe cineva, ascultă-mă. Știi cine te-a oprit? Nu Dumnezeu. Știi cine te-a oprit? Nu Duhul Sfânt. Știi cine te-a oprit? Dumnezeu ți-a dat darul acesta prin Duhul Sfânt ca să folosești lucrării sale, din biserică sau din afara bisericii. Nu te da bătut, nu te opri, nu te lua după oameni, pentru că nu oamenii ți-au dat darul, nu oamenii te-au trimis să slujești. Te-a trimis Dumnezeu, du-te și slujește, însă ai grijă cum slujești. Pentru că slujirea pe care o faci trebuie să-L aibă drept exemplu pe Iisus Hristos. El a slujit, tehnic a făcut lucrul cel mai bun. Dar această tehnică a fost asociată cu o viață de neprihănire, cu o viață integră, cu o viață curată și plină de pocăință. O pocăință adâncă, reală și transparentă. În al doilea rând, în această seară, frați și surori, aș vrea să observăm scopul darurilor. Scopul darurilor. Am văzut în primul rând lucrarea darurilor. Aceasta este o lecție de introducere care are menirea să ne dea puțină bază atunci când vom proceda la cercetarea fiecărui dar.
Eu știu că fiecare dintre dumneavoastră probabil ați făcut cel puțin o dată studiu peste partea aceasta din Scriptură, în Biserica Betania sau în bisericile de unde veniți, sau în mod personal, sau poate de mai multe ori. Nu am pretenția că vă spun lucruri noi, însă este de datoria mea de păstor și de învățător să repet mereu și mereu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că repetiția este mama înțelepciunii, nu inteligența. De aceea mereu și mereu noi trebuie să repetăm cuvântul Domnului. În business repetăm să muncim, la biserică repetăm să învățăm din Biblie. Scopul darurilor spirituale sau duhovnicești, scopul darurilor Duhului Sfânt, frați și surori, este să facă din fiecare credincios născut din nou, fiecare, vă rog, acceptați acest cuvânt, fiecare, 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 să facă din fiecare credincios născut din nou un slujitor, acceptați al doilea cuvânt, slujitor, fiecare să fie un slujitor, fiecare să fie un slujitor, fiecare să fie un slujitor, pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Acest scop al bisericii nu este împlinit doar prin slujirea păstorului sau a comitetului. Fiecare trebuie să slujească, dar fiecare după darul pe care Dumnezeu i-l a dat. Observați, vă rog, în primul rând, că fiecare este creat de Dumnezeu pentru slujire. Fiecare este creat de Dumnezeu pentru slujire. Efeseni capitolul 2, versetul 10. Pentru că noi suntem creația lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. Noi suntem creați să umblăm în aceste fapte de slujire. Noi suntem chemați să împlinim faptele acestea. Ele au fost pregătite de mult de Dumnezeu, înainte să ne naștem noi, înainte să ne convertim noi. Noi trebuie doar să primim înțelegerea acestor fapte și să ne angajăm cu toată dificultatea să umblăm în aceste fapte. Până să-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunoșteam aceste fapte. Îmi erau străine și indiferente. Alte fapte erau interesele mele. Dar când L-am cunoscut pe Dumnezeu, am fost pus în fața unei alegeri. Să mint sau să spun adevărul. Și atunci m-am hotărât. Doamne, nu mai mint. Chiar dacă pierd deseori, spun adevărul. Să fur sau să lucrez cinstit. Și atunci m-am hotărât și te-ai hotărât și așa mai departe. Să-mi permit plăceri păcătoase sau să mă abțin, să mă autocontrolez. Sunt fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit, fapte de neprihănire, în care Dumnezeu vrea să umblăm. E greu să umbli în aceste fapte, însă fiecare este chemat să umble în ele. Pentru că atunci când umbli în aceste fapte, îl slujești pe Domnul prin mărturia pe care o transpiri, pe mărturia pe care o dai. Ați observat cum o floare, mă refer la florile mai naturale, nu ca la acestea care sunt obligate să crească și nu mai miros. Florile care cresc natural au parfum și când treci pe lângă ele, ele fac dovada că sunt acolo și că sunt flori, nu urzici și nu decor din plastic. De ce? Mirosul le dă de gol și zici, oh, ce frumos miroase. Ea face dovada slujirii ei. Ea mă slujește pe mine cu mirosul ei. Așa noi suntem chemați să transmitem o mireasmă, o mărturie, o dovadă a slujirii noastre. În felul ăsta îl slujim pe Dumnezeu. În al doilea rând, frați și surori, fiecare este mântuit pentru slujire. 2 Timotei 1,9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Care este chemarea? Chemarea este să-L slujim pe Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu este doar să mă mântuiască pe mine și după ce m-a mântuit mă pierde din vedere, mă aruncă în magazia celor mântuiți. Nu! Oamenii mântuiți trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru că de acum, mântuit fiind, eu gândesc altfel și mă pun în serviciu regelui. Viața mea este a lui. Nu mai am liniște. Mă trezesc dimineața și simt pasiune pentru el. Și nu fac doar ceea ce neapărat sunt obligat să fac. Biblia spune, dacă ți se cere să mergi o milă, mergi două. Mergi două. În al treilea rând, frați și surori, pe lângă faptul că fiecare este creat, mântuit, fiecare este chemat să slujească. Nu doar creat și mântuit, ci și chemat.
1 Petru 2 cu 9. Voi însă, voi, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al lui personal, pentru ca să vestiți, să proclamați, să declarați puterile minunate ale celui ce v-a chemat. Sunteți chemați, cine? Voi! Declarați, proclamați cu autoritate, cu ungere, cu putere, cu îndrăzneală și cu speranță. Se va întoarce într-o zi stăpânul să mă răsplătească pentru osteneala mea, pentru că m-am expus pentru Evanghelia Lui. Se va întoarce odată Dumnezeul meu, se va întoarce odată regele meu și atunci mă va privi binevoitor și îmi va spune, vino rob bun și credincios. Și mi-a promis în Biblie că îmi va șterge lacrimile. Mi-a promis în Biblie că îmi va șterge lacrimile. Și astăzi când vărs lacrimi, sunt tentat să iau microfonul, să dau cu el de pământ și să spun, Doamne, mă duc să lucrez cu lemn sau cu metale, că pe astea unde le pui, acolo stau. Nu mai stau să-mi bat capul cu oamenii. Însă Dumnezeu spune, mai rabdă, pentru că într-o zi am să mă întorc, eu am să șterg lacrimile. Nu te speria că plângi, nu ești singurul. Nu dispera că plângi, nu ești singurul. Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au avut o viață scăldată de lacrimi, lacrimile responsabilității. Atunci când te confrunți cu cineva, dacă ești un om duhovnicesc, tu nu-ți permiți să lupți cu armele lui. Un om firesc luptă cu minciuna, un om firesc luptă cu cuvinte murdare, cu tupeu, cu obrăznicie, luptă cu agresivitate, cu tot felul de murdării, dar ca om duhovnicesc nu-ți permiți să scoți aceleași arme și nu-ți poți permite să te comporți ca el. Și atunci te simți umilit, te simți nedreptățit, pentru că nu îți poți face dreptate, pentru că nu-ți poți permite să te comporți ca și el și plângi. Dar să știi că nu ești singurul care plângi. Nu ești singurul care plânge. Nu dispera. Nu-ți pierde încrederea în stăpân. Nu te-a uitat. Nu ești indiferent. Lacrimile pe care le verși nu sunt străine de Dumnezeu. El le numără pe toate. Și există o figură de stil în Biblie. El le pune în burduful lui. Adică Dumnezeu știe numărul la toate lacrimile care sunt vărsate din responsabilitate. Sunt vărsate din durerea slujbei. Să vezi o lume murdară care cucerește teren și să vezi o lucrare a lui Dumnezeu care pierde teren. Cum să stai liniștit? Cum să nu te ridici? Cum să ai liniște? Cum? 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 Iisus Hristos să piardă? Lucrarea lui Dumnezeu să meargă înapoi? Tineretul casei lui Dumnezeu să se ducă în păcat? Să-și permită viață idolatră? Cu manifestări păcătoase? Să ia moda lumii și să o pună în viața lor? Și predicatorii casei lui Dumnezeu să tacă? Și părinții lor să tacă? Și biserica lui Dumnezeu să nu aibă nimic de spus decât să le cânte? Oamenii lui Dumnezeu, este nevoie să ne ridicăm împotriva păcatului. Împotriva păcatului din noi și împotriva păcatului din cei de lângă noi. În comunitatea lui Dumnezeu trebuie neprihănire. Protejați neprihănirea. Fiecare aveți responsabilitatea aceasta. Nu fiți indiferenți. Sunteți parte a familiei lui Dumnezeu. Sunteți parte a familiei lui Dumnezeu. Sunteți parte a familiei lui Dumnezeu. Trebuie să suferiți. Trebuie să vă doară. Nu o faceți pentru mine, pentru El. El merită, merită, merită. Ne-a făcut bine Dumnezeu. Luptați-vă pentru onoarea Lui. Luptați-vă pentru cartea Lui. Luptați-vă pentru interesele Lui. Dați bani pentru Dumnezeu. Dați rugăciune, dați post. Fiți prezenți, fiți oameni, fiți punctuali, fiți serioși, fiți mărturii. Fiți modești. Fiți ce știți că trebuie să fiți. Viața este scurtă. Lăsați-o să treacă în cinstea Lui. În felul acesta nu o pierdeți. În felul acesta o câștigați. Zilele se duc ca un sunet.
anii ni se scurg unul după altul și nu mai rămânem cu nimic decât cu un trecut care ne condamnă sau ne dă privilegiu să mergem în cer. Fiecare dintre dumneavoastră aveți libertatea din nou astăzi să alegeți cui vreți să slujiți. În ceea ce mă privește pe mine, dar înainte de asta alegeți cui vreți să-i slujiți. Nu vă lăsați controlați de mentalitate lumească. Nu vă permiteți o perspectivă a vieții pământească, lumească. Lăsați valorile lui Dumnezeu să vă contureze perspectiva vieții. Lăsați această carte și învățăturile ei eterne să stea la baza felului în care trăiți în viața personală, în viața de familie, în viața de biserică. Modelați-vă viața după cuvântul Domnului. Fiți plini de râfnă, fiți cu un cuget, fiți cu o simțire. E vorba de onoarea Domnului. Frați și surori, onoarea Domnului în mâinile noastre. Onoarea Domnului în mâinile noastre. Onoarea Domnului este în mâinile noastre. Dumnezeu n-a lăsat onoarea Lui în mâna niciunei instituții de pe pământ, oricât de puternici ar fi ea. N-a dat-o în mâna intelectualilor care sunt deștepți, care au formulele și microscopele. N-a dat-o în mâna armatei care are tancuri și avioane. Și a dat-o în mâna unor oameni simpli, săraci, fără școală câteodată. Dar Dumnezeu a pus interesele împărăției Lui și onoarea Lui în mâna noastră. Ce facem cu onoarea Lui Dumnezeu? Cum ne putem permite să-L tratăm ca pe un om la mâna a doua, cu nebăgare de seamă, primind blestemul ca o consecință naturală a propriei nebăgări de seamă? Frați și surori, Dumnezeu în această seară, în această lecție de introducere, ne vorbește despre daruri care fac omul în stare să slujească pe Domnul cu responsabilitate, cu dăruire și cu o viață de neprihănire și cu atenție maximă. În al patrulea rând, frați și surori, vreau să observăm că fiecare este înzestrat de Dumnezeu ca să slujească. 1 Petru 4:10, ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după înzestrarea, după darul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Ce înzestrare ți-a dat Dumnezeu? În domeniul muzicii, în domeniul conducerii, în domeniul predicării, în domeniul administrării, în domeniul dărniciei, în domeniul ospitalității? Ce înzestrare ți-a dat Dumnezeu? Cum îți poți permite să faci ceva pentru care nu ai o înzestrare, ci doar din îndrăzneală? Cum, omule, cum? Nu-ți dai seama că ai de lucru cu Dumnezeu? Nu cu mine, nu cu dumnealor, cu Dumnezeu. Ce înzestrare ai? Limitează-ți slujirea la înzestrarea care o ai, indiferent că trebuie să o limitezi făcând-o mai mică sau să o limitezi făcând-o mai mare. Determină-ți slujirea în funcție de înzestrarea pe care o ai. Nu te duce nici mai puțin că devii vinovat. Nu te duce nici mai mult că faci lucruri rele, urâte și slabe. Ori Dumnezeu nu merită second hand. În al cincilea rând, fiecare este autorizat, este mandatat pentru slujire. Matei 28:18-20. Duceți-vă și faceți ucenici, duceți-vă că vă trimit eu. Din toate neamurile să faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească, dedicați-vă până învață. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșit. Vă trimit, duceți-vă, nu vă fie frică, nu vă speriați, nu vă gândiți cu ce bani, cu ce resurse, cu ce curaj. Duceți-vă, eu sunt cu voi, până când? Până la sfârșit. În al cincilea rând, frați și surori, în al șaselea rând, frați și surori, fiecare este trimis să slujească. Matei 20:26-28, fiecare va vrea să... Oricine va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitor. Oricare vrea să fie cel dintâi între voi, să fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El însuși a venit să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Observați oamenii care au poziții de conducere în societate.
stau și spun, ia vină tu încoace. Vezi pantofii ăștia, ia aranjează-i puțin. Biblia spune, atunci când tu ești slujitor, vino primul, pregătește-le calea, slujește-le, zâmbește-le, poartă-te frumos cu ei, comportă-te în așa fel încât ei tot să se simtă bine, slujește-i. Chiar dacă tu pierzi, chiar dacă tu plângi, chiar dacă pe tine, ție nimeni nu-ți spune thank you, tu ești cel mai rău dintre toți, nu are nimic, mă voi întoarce eu într-o zi. Și ție am să-ți răsplătesc eu. Nu face ca să spună cineva thank you. Fă-o pentru că te-am trimis eu. Du-te și fă-o. Fiecare este necesar să slujească. 1 Corinteni 12 cu 27. Este necesar. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte sunteți mădulare. Este necesar în calitate de mădulare în trup să mișcați, să acționați, să contribuiți la binele trupului. E necesar. Nu mă pot scărpina cu piciorul niciodată. Nu pot vedea cu mâna niciodată. E necesar fiecare să-și facă treaba. E necesar. De ce aștept să te cert eu și la urmă te superi pe mine? De ce aștept să te sun eu și să te întreb de ce n-ai venit? Și la urmă îmi spui că tu cine ești să mă suni? Păi dacă nu răspunzi la telefonul Duhului Sfânt, măcar să răspunzi la al meu. N-ar trebui să te trag eu la răspundere, ar trebui să te tragă propria conștiință, dar. Și ultimul lucru, frați și surori, din al doilea punct, fiecare va da socoteală pentru slujirea lui. Coloseni 3, 23-24, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata. Frați și surori, dumneavoastră nu știți motivația mea, nu știți de ce eu spun anumite lucruri, nu știți de ce eu mă comport într-un anumit fel, eu pot avea o motivație greșită pentru ca să vă câștig aprecierea și simpatia spunându-vă ce vă place, dar pot să am și o motivație cinstită să spun ce îi place lui Dumnezeu, indiferent de cum mă calificați dumneavoastră. Care este motivația mea? Acum nu se știe, toți suntem împreună. 10 fecioare, dar când va veni Hristos vom rămâne 5. Până atunci, fiecare speră că va fi din cele 5 care intră. Când se va întoarce El, atunci filmul va lua sfârșit și vei vedea unde ești. Dar dacă nu ești unde trebuie, va fi prea târziu să-ți mai schimbi locul atunci. Concluzii la scopul darurilor spirituale. Fiecare credincios este un slujitor. Roman 12:7, cine e chemat la o slujbă să se țină de slujbă, să devină slujitor, să știe că este, să se aibă responsabilitate. Frate, dacă ai fost chemat să cânti la stație, la ușă, la Sunday School, nu te juca! Când vrei, vii, când nu, nu! Când vii la 9, când vii la 11, că numai păstorul trebuie să fie punctual. Mă, omule, dacă Dumnezeu te-a chemat la o slujbă, ține-te de ea! Pentru că nu te-am chemat eu, te-a chemat Dumnezeu! Fii serios, fii responsabil, fii punctual și ce faci? Fă ca pentru Dumnezeu cu maturitate, nu te juca, că vei da socoteală. În al doilea rând, fiecare slujire este importantă. 1 Corinteni 12, versetul 18. Acum dar, Dumnezeu a pus mădulare în trupe, fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâini, n-am trebuință de tine și așa mai departe. Nu există mădulare importante și puțin important. Păstorul nu-i mai important decât ușierul. Este diferit. Soțul nu-i mai important decât soția. Este diferit. Băiatul meu nu-i mai important decât fata mea. Este diferit. Dirijorul de fanfară nu-i mai important decât dirijorul de cor sau invers. Sunt diferiți, dirigează formații diferite. Poziția pe care noi o avem ca slujbă nu ne dă importanță. Eu nu sunt mai important că sunt pastor senior decât bărbații aceștia, că nu sunt senior, sunt doar pastori. Nu, eu sunt doar diferit ca responsabilitate. Atât. Nu sunt mai important. Slujba nu-mi dă importanță, ci responsabilitate. E o mare copilărie și asta e o mentalitate păcătoasă și lumească. Să credem că slujirea pe care noi o facem ne dă valoare. Valoarea, frați și surori, ne-o dă pocăința, ne-o dă omenia, ne-o dă demnitatea.
În al treilea rând, ca și concluzie la scopul darurilor, fiecare depinde de fiecare. 1 Corinteni 12 cu 26. Dacă suferă un mădular, toate suferă. Eu depind de cântarea de fanfară, depind de cântarea de orchestră, depind de cântarea de cor, depind de ușieri, depind de sunet. Dacă sunetul nu-și face bine geabul, toată predica mea nu se mai aude. Dacă ușierii nu-și fac bine slujba, degeaba mă chinui eu să evangelizez, că cine vine să stă la ușă, se uită, nu-l primește nimeni și pleacă înapoi acasă. Ori cel mai mic slujitor din casa lui Dumnezeu poate să slujească împotriva mea sau alături de mine. Fiecare slujește pentru fiecare. Ceea ce facem noi se pune împreună. Degeaba avem un departament bun dacă celelalte sunt slabe. Degeaba, frați și surori. Pentru că dacă faci cancer la cap, nu-ți moare capul, moare tot trupul. Dacă faci cancer la oase, nu-ți mor doar oasele, moare tot trupul. Dacă stă inima, nu-ți moare inima, moare tot trupul. Și în ultimul rând, la punctul acesta, concluzii la scopul darurilor, fiecare slujește în funcție de structura sa. Și așa mi-ar place să mai aveți puterea, pentru că e seară, să vă concentrați la ce urmează să spun. Roman 9, 21. Nu este stăpân olarul pe lutul lui și din aceeași frământătură să facă un vas pentru sau un vas pentru? Fiecare vas are o anumită structură. Dacă vrei să predici, nu încerca să predici ca mine. Nu încerca să predici ca fratele Luca. Nu încerca să predici ca fratele Cladovan, fratele Ionel Șovrea, fratele Petru Lorin sau alt predicator. Nu, pentru că ai o altă structură. Ești un om unic. Predică așa cum Duhul Sfânt te îndeamnă. Nu copia oameni. Privește la oameni, învață de la oameni, dar nu copia oameni. Ai o altă structură. Nu încerca să fii ca cineva. Încearcă să fii unic și să pui în acea unicitate toate lucrurile bune și sănătoase. Nu te compara cu nimeni, că nu poți fi un al doilea cineva. Fiecare are structura lui. Unul e mai liniștit, altul e mai activ. Unul are un stil, altul are alt stil. Fiecare are stilul lui. Însă toate stilurile acestea trebuie să concure la unitate. Aceasta este regula numărul 1. Mă apropii de încheiere, frați și surori, vorbind despre catalogul darurilor spirituale. Darurile spirituale nu sunt doar în 1 Corinteni, capitolul 12. De aceea vreau să privim în Romani, capitolul 12, versetul 4 la 8. Primul dar este darul prorociei. Al doilea dar e darul învățării. Al treilea dar e darul îmbărbătării. Al patrulea dar e darul dărniciei. Al cincilea e darul conducerii. Al șaselea e darul milosteniei. Și 1 Corinteni 12, 8 la 10. Acestea sunt împărțite de cei mai mulți cercetători ai Bibliei în trei categorii. Trei câte trei. Daruri de descoperire, adică darul despre înțelepciune, despre acesta vom vorbi data viitoare. Darul despre cunoștință, darul deosebirii duhurilor. Acestea sunt cele trei din categoria daruri de descoperire. Prin aceste daruri Dumnezeu de obicei descoperă cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință, deosebirea duhurilor. Daruri de putere. Această împărțire nu e din Biblie, ci această împărțire este o împărțire logică făcută de oameni pentru o mai bună reținere și înțelegere. Daruri de putere, darul credinței, darul minunilor și darul vindecării. Acestea sunt daruri de putere, pentru că ele implică o mare revărsare de putere. Și a treia categorie de daruri, daruri de inspirație. Darul prorociei, ăsta inspiră, darul vorbirii în limbi și al tălmăcirii, asta inspiră. Și acum observați și încheiem. Legea numărul 1. Darurile nu sunt enumerate aici în funcție de importanța lor. Nu sunt daruri importante și daruri puțin importante. Între daruri nu există importanță și clasament. Felul în care ele sunt puse în Biblie sunt pur și simplu puse, dar nu sunt puse în funcție de importanța lor. Pentru că dacă ar fi puse în funcție de importanța lor, primul este darul vorbirii despre înțelepciune și ultimul este darul tălmăcirii din limbi. Asta nu înseamnă că acela este mai puțin important decât cuvântul de înțelepciune. Fiecare e important la locul lui și la timpul lui. Apoi, darul nu este proprietatea credinciosului. Și acum, frați și surori, iubită Biserică Pentecostală, ascultați-mă cu maximă atenție. Darurile nu devin proprietatea celui care le manifestă.
Nu, nu, nu. Slujbele devin, dar darurile nu. Credinciosul nu-l posedă pe Duhul, ci Duhul posedă pe credincios. Eu nu pot limitat să îl bag în mine pe nelimitatul, dar nelimitatul mă poate așeza în el pe mine limitatul. Adică eu nu pot înghiți infinitul, dar finitul poate să conțină o limită ca a mea, un finit ca al meu. Noi tot timpul întrebăm, îl ai pe Duhul? Dar nu mai punem odată întrebarea, Duhul nu te are pe tine? Credinciosul nu e proprietarul darului să-l manifeste cum dorește el, ci este doar instrumentul darului prin care acesta se manifestă numai când îi dă Duhul. Eu nu pot să prorocesc dacă am darul de prorocie când mă întreabă frații. Ia descoperă-mi, frate, și mie ceva. Și eu o scot din buzunar, ia frate, ce-ți place să auzi? Ia de aici. Frați și surori, dacă Duhul nu-mi dă, ăsta este unul dintre felurile în care distrugem prorocii. Auzim pe cineva care e o manifestare de prorocie și toată ziua ne ducem la el și spunem, ia spune-mi, frate. Și bietul om se simte slab, rău să nu ne spună nimic și atunci ne spune. Dar câteodată nu ne spune de la Domnul. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu forțați prorocii să vă vorbească, că atunci când au ceva să vă spună, vă caută ei. Așa s-au distrus mulți slujitori, pentru că au fost puși în situația să producă mai mult decât le dă Dumnezeu. Un om care are daruri nu poate să manifeste darul mai mult decât îi permite Duhul Sfânt. Nu eu administrez darul, el mă administrează pe mine. Eu sunt instrumentul uman prin care el se manifestă. Când? Când îmi dă Duhul. Eu nu pot să prorocesc la comandă. Pot să predic oricând. Pentru că predica nu e un cuvânt inspirat de la Dumnezeu în totalitate, ci este o explicație din Biblie. Ea poate să conțină prorocie, poate să nu conțină. Toate darurile Duhului Sfânt sunt supranaturale, în egală măsură. Nu este unul mai supranatural decât altul. Este greșit să confundăm supranaturalul și acum din nou, vă rog în încheiere, fiți atenți. Noi de multe ori confundăm supranaturalul cu senzaționalul. Frați și surori, darurile nu sunt la fel de senzaționale, dar sunt la fel de supranaturale. Supranatural înseamnă o putere mai mare decât a omului. Senzațional înseamnă ceva ce sare în ochi. Unele daruri sar mai mult în ochi decât altele, dar sunt la fel de supranaturale. Nu alergați după senzațional. Nu alergați după senzațional. Alergați după supranatural. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.